O bătrână în vârstă de 76 de ani trăiește singură într-un sat din Munți, cu o pensie de numai 15 lei pe lună. O bătrânică de 76 de ani care trăiește singură, izolată de restul lumii, într-un deal, în marginea unei păduri, fără a avea copii sau nepoți care să-i fie alături acum la bătrânețe. Aceasta trăiește cu o pensie de 15 lei lunar, pensie de urmaș după soțul ei care a decedat acum 7 ani. Singurătatea la bătrânețe este o problemă mai mare decât credem, nu este doar o experiență emoțională. Cercetările arată că singurătatea și izolarea socială dăunează grav sănătății. Lipsa relațiilor sociale reprezintă un factor de risc comparabil cu moartea timpurie, cauzată de consumul a 15 țigări pe zi. În același mod, singurătatea afectează sănătatea organismului uman, mai mult decât obezitatea și lipsa activității fizice. Singurătatea reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea vârstnicilor. O femeie în vârstă care rămâne singură, fără soț, fără copii sau fără nepoți, tinde să nu mai aibă încredere în propria persoană, să nu mai aibă un scop precis pentru care să trăiască. Odată cu înaintarea în vârstă, este inevitabil ca oamenii să nu piardă legăturile de prietenie pe care le-au avut și să le fie dificil să inițieze noi relații.